seara! Am invitat în această seară pe cineva care este un om de succes. Ei bine, modelul standard este următorul. Societatea este ca un fagure în care sunt tot felul de locuri prestabilite, ocupate de regulă, în care omul trebuie să se lupte ca să intre, și anume să dea din coate, să dea din picioare și, cu perfidie sau forță, să-l scoată pe ăla care ocupă locul și să intre el în locul lui. Asta e modelul socialist de societate. Mai este însă unul pe care îl ilustrează Răzvan Exarhu, aici de față, și care și-a inventat singur locul pe care îl ocupă în societate astăzi și care este un loc pe care l-am caracterizat ca fiind de succes, dar este un loc foarte vizibil care ți aparține numai ție și dacă tu pleci din locul ăla, nimeni nu-l poate ocupa în locul tău. Da, de asta nici nu poate fi numit. El nu are un nume, locul meu. Are numele Răzvan Exarhu. Eu cred că schimbând ce-i de schimbat și cu, mă rog, ponderile respective, pentru fiecare dintre noi joacă acest lucru. Societatea nu este prestabilită și prefabricată, ci fiecare după talentele, imaginația, putințele și neputințele noastre ne facem un loc. Da. E bine, pentru mine tu ești un model de reușită în acest sens. Ai reușit ca să iei plastelina asta care e societatea românească și să zici, domne, pohta ce-am pohtit, ăsta sunt eu. Da. Răzvan, vorbește-mi despre traseul tău. Traseul meu a plecat din Brăila, ca să mă întorc la originile mele. E un lucru important. Da, e foarte important. Am un sânge foarte amestecat. Sunt... Unul dintre bunicii mei s-a născut la Ismail, mama mea este refugiat politic, așa se numește. Mai am sânge grecesc și armânesc. Numele meu se leagă de, într-un fel, așa se zvonește prin familie, de domnul care a strâns un leu pentru Ateneul. Există o stradă care se numește Constantin Esarcu, este o caligrafie regreșită. Tu te duci uneori noaptea, tai Constantin și pui Răzvan, nu? Da, da. Am să fac asta la un moment dat. Se rezolvă o nedreptate. Brăila e Brăila. M-am distrat la Dunăre. Cine vine din Brăila? Mihail Sebastian, Anton Dumitriu, Nae Ionescu. Da, Xenakis. Și Panae Tistrati, care m-am delectat. Brăila este un continent. Da, e un spațiu aparte. Acum a fost realmente ucis. Nu se mai întâmplă nimic în Brăila. A apărut un accent ciudat în Brăila. Nu înțeleg de unde. Probabil dinspre suburbii, dinspre oraș. Se vorbește greșit. Acum Brăila pare că a intrat în Moldova. Lucru cu care eu m-am luptat. O prejudecată cu care m-am luptat toată viața. Sigur, era un oraș cosmopolit din care am mai apucat câte ceva înainte să fie desfigurat de comuniști. Și mă simt foarte bine gândindu-mă că vin din Brăila. Mi se pare că asta contează uneori în viață. După care am ajuns student în 90 la limbi străine. După care am pierdut vremea bând Pepsi pe bara din fața căminului, până într-o zi când m-am simțit jenat la gândul că părinții mei încă mai trimit bani. Și am vrut să fac ceva în viață, să-mi iau servicii. Era anul? Era anul 93. Am vrut să mă fac corector la Cotidianul. Pe vremea aceea eu ascultam foarte mult jazz. Am avut un coșmar pentru că dacă m-aș fi dus să mă angajez, aș fi pierdut un concert de jazz. Am transpirat toată noaptea pe gândul că libertatea mea va fi frântă în acest mod. Din fericire, postul s-a ocupat fără concurs, așa că am scăpat. După care o prietenă din facultate m-a dus la radio. Se deschidea, tocmai atunci apărea Pro FM. Și nimeni nu știa nimic, se organiza ad hoc totul. Nici tu nu știai nimic? Nu, absolut nimic. Nu aveam nicio experiență de tipul ăsta, ba dimpotrivă, eram inhibat și foarte tăcut. Aveam părul până la coate. Nu arătam foarte convingător. Și am dat o probă de voce, era bine, dar mi-au spus că am un accent unguresc.
Unguresc. Da. Aveam, pe vremea aceea, aveam foarte mulți prieteni din Ardeal și probabil că împrumutasem de la ei accentul, care îmi plăcea foarte tare. După care am învățat să fac știri o bună bucată de vreme. Majoritatea colegilor mei credeau că sunt întâmpit, pentru că nu vorbeam cu nimeni. Îmi scriam știrile sau exersam ce aveam de exersat, dar nu vorbeam niciodată cu nimeni. Și apoi s-a întâmplat într-o seară, nu știu, am rămas mai mult în radio, am început să vorbesc mai mult decât vorbisem până atunci. Probabil că i-am făcut și pe unii să râdă și tu în felul ăsta... Tu ești un hâtru, un mucalit. Da, cred. Vorbesc mai greu, nu mi se pare că trebuie să exagerez în privința asta. Dar problema a apărut în momentul în care la știrile pe care le prezentam eu a început să se râdă. Și nu pentru că făceam greșeli, ci pentru că le scriam într-un asemenea mod. De fapt, eu sunt inventatorul acelui buletin meteo pe care mai apoi Gianina Corondan, de exemplu, l-a dus la desăvârșire. Buletin meteo care spunea, de exemplu, vremea este ca albă ca zăpadă, frumoasă și rece. Tipul ăsta de prezentare care era complet aiuritor și desprins de conotațiile precise ale unui buletin meteo, combinat cu tot ceea ce reușeam eu să mai... Dar care atragea atenția. Da, da, da. Deodată urechea era ciulită. Numai că... Vremea e albă ca să... E ca albă ca să... Numai că, sigur, știrile sunt serioase, nu e bine să se râdă la știri și atunci m-au trimis la programe să fac o emisiune de dimineață. Scriam interminabil, aveam niște intervenții de 10 minute în care... Scriam foarte mult și e o școală foarte bună asta, să scrii ceea ce spui la radio. Pentru că să vorbești liber nu ți se întâmplă imediat. Sau nu mi s-a întâmplat mie. Și apoi încet, încet am căpătat niște competențe în cadrul acestui program care era realizat de mai mulți oameni și momentul meu de explozie a fost generat de o lipsă, și anume lipsa unei știri diverse. La sfârșitul emisiunii eu aveam o intervenție, scriam un horoscop complet dement și acela. Te pricepi să faci horoscope? Da, făceam horoscope, da. Da, și ele foarte, foarte amestecate. Erau imposibil de înțeles, dar am avut niște succese, o să-ți povestesc. Și am inventat o știre, și anume că ne-a sunat un cetățean din cartierul Pantelimon, unde a văzut un mistreț alergând bezmetic pe linia tramvaiului nu mai știu care trecea prin Pantelimon. Asta a fost știrea, după două zile am rămas din nou în pană și mi-am adus aminte de mistreț. După care l-am plasat în militari, unde din nou un cetățean îl văzuse. Ajunsese în militari? Da, alergând bezmetic în continuare. După care mi s-a părut că e un subiect foarte bun și atunci am început să scriu câte o poveste zilnică legată de aventurile acestui mistreț, care făcea niște lucruri complet incredibile. Nu aveai cum să crezi că acel mistreț există dacă erai... Stăteai bine cu capul. Nu, iartă-mă, n-ai primit telefoane de la ascultători care să spună că l-au văzut? Ba da. S-a declanșat o mare isterie. Mistrețul făcea lucruri de tipul, să zicem, una din primele lui aventuri a fost să atace o bătrânică în zorii unei zile de iarnă. O bătrânică care mergea să-și umple canistra cu gaz și a furat banii de gaz. Deci cam lucruri din astea făcea mistrețul. Mulți l-au văzut și mai mult decât atât și-au dat seama că e un animal sfânt, pentru că avea o cruce albă în frunte. Problema a apărut, problema reală a mistrețului a apărut când ne-au sunat doi vânători la radio, care și-au oferit serviciile ca să-l stârpească. Da? Aveam mare succes cu mistrețul și la copii. Niște copii m-au sunat într-o zi și mi-au spus că ei cred că mistrețul se ascunde pe așa numita insula trandafirilor. E o limbă de pământ pe lacul Iore, unde nu crește niciun trandafir, crește numai bălării, e un subteran în care se ascult vagabonzi și câini și așa mai departe. Și mi-au spus că acolo ar fi mistrețul. Eu am scris un episod în care noi urmăream tot timpul mistrețul, dar îl scăpam în ultimul moment, din păcate. Ei, l-am scăpat și în subteranul ăsta, numai că secretarea de emisie m-a sunat și mi-a spus că e o doamnă care plânge la telefon și vrea să vorbească personal cu mine. Și doamna era de la informații telefonice, unde ea nu înțelegea foarte bine de ce, de câteva zile, de mai multe zile, primea niște telefoane
de la oameni care o întrebau nu de numere de telefon, așa cum era firesc, ci despre un mistreț. În dimineața aceea, ea a ascultat Pro FM și a auzit că mistrețul este pe insula Trandafirilor, copiii ei se jucau pe insula Trandafirilor și s-a făcut frică pentru copiii ei. I-am spus că mistrețul este un animal blând, oamenii l-au înrăit, dar în orice caz îi plac foarte mult copiii și nu are nimic cu ei, iubește copiii și este un animal extraordinar, să stea fără frică. După aceea ne-au sunat de la evenimentul zilei, unde s-au trezit în redacție cu un grup numeros de cetățeni însoțit de doi vânători care veniseră și ei să stârpească mistrețul. Ei nu înțelegeau nimic, nu pricepeau de ce vânători, oameni, mistreți erau depășiți complet de situație. Mistrețul a făcut și revoluția, am scris un scenariu în care mistrețul elibera niște porci de la un combinat de creștere a porcilor și ei, mistreți care treceau din Moldova și treceau prutul și emiteau niște sunete ciudate. În fine, am recompus scenariul unei evoluții și până la urmă l-am împăcat cu lumea și l-am trimis în lumea lui în seara de Crăciun. Ăsta a fost episodul de final. Un polițist stătea într-o intersecție complet pustie, ningea cu fulgi mari. El era singur, era Crăciunul și atunci a apărut mistrețul. Un cozonac pe care îl furase de la o fabrică de pâine și l-a depus la picioare. Și finalul a fost că mistrețul suntem noi. Dar asta este o pontă perfect suprarealistă. Da, am avut mare succes cu mistrețul. Chiar acum 2 ani, mi se pare, a apărut o știre la Antena 1 în timpul verii, cu niște mistreți care au venit din Delta și au intrat pe litoral și făceau giumbuș lucruri prin apă pe la mare, îi vedeau oamenii și o erau foarte speriați. Exarhu sau nu, știre de eu am crezut că e o invenție și pe urmă am primit telefoane de la prieteni de-ai mei care încă nu l-au uitat pe mistreț și mi-au spus, băi, ăștia, ai făcut o glumă, e mistrețul tău, s-a întors, te-ai apucat de glume proaste. Deci se poate. Și la radio ce emisiune ai făcut? Am făcut o emisiune de dimineață, care se numea Rondul de dimineață. Eu am lansat procedeul acesta de a insera citate sonore. De fapt, totul a pornit de la niște jingle-uri, niște semnale de post, care erau alcătuite din decupaje de replici din filme românești, care erau puse unele lângă altele și concluzia era ascultă Pro FM sau cam așa ceva. Eu am început să mă joc cu ele, dar sigur, pe atunci tehnologia era foarte primitivă și trebuia să fii foarte atent. Ne jucam cu pick-up-uri, nu apăruse foarte tare CD-ul. Tăiați benzile, nu? Da, și asta, și asta. Și am început să scot din acele jingle-uri anumite replici, după aceea le-am scos de tot și am început să mai adun și eu. Iar atunci când nu puteam să spun anumite lucruri foarte neplăcute, mă foloseam de acele replici care completau în mod fericit zona de umbră pe care nu puteam să o calc. Am inventat multe personaje. Ca să-ți dau un exemplu de ce, unde s-a ajuns și mi se pare că e cel mai mare compliment pe care îl poți primi făcând radio. Eram într-o perioadă destul de proastă, în sensul că făceam lucruri neplăcute, să spunem, care nu se fac. Mă legam de Ion Iliescu, de mulți politicieni, făceam glume. Chestii care nu se fac. Dure, da. Și eram așa într-un rit de trecere. Să fiu dat afară, să nu fiu dat afară. Și tocmai era în perioada în care trebuia să fiu dat afară. Adică tot timpul era ceva constant. Cel puțin o dată pe săptămână eram anunțat că voi fi dat afară. Pentru datorită acestor glume. Da, și datorită acestor glume. Cred. Și m-am întâlnit cu un domn ziarist la Adevărul sau cam așa ceva, foarte serios, care s-a mirat că arăt cum arăt, încă aveam părul lung, și mi-a zis că el credea că sunt mai în vârstă și mi-a spus că i s-a întâmplat un lucru extraordinar. Mergea cu autobuzul, un autobuz nou a apărut, era autobuzele DAF, unde s-auzea bine radioul. Și mergea cu autobuzul de undeva, de pe la piața Iancului până la Casa Presei. Și s-a urcat în autobuz, lume multă, dimineața, buluc. S-au închis ușile și am început eu să vorbesc. În momentul în care am început să vorbesc, șoferul a schimbat postul.
Și oamenii din autobuz au început să huiduie. Ăla s-a oprit, a ieșit din cabinuța lui și a spus ce e. Și ei au spus, vrem să-l ascultăm pe ăsta. Ăla s-a dus, a dat înapoi postul, a mutat înapoi pe Pro FM. Eu am vorbit și el a explicat, nu pot să conduc când vorbește ăsta, pentru că mă face să râd și nu mă concentrez la condus. E, au terminat ce am avut de spus, a pornit muzica, a pornit și autobuzul. Acum jumătate de an m-am întâlnit cu doi indivizi, alți doi cetățeni care se aflau în același autobuz în momentul în care s-a întâmplat povestea. E confirmată din trei surse. Formidabil. Mai mult de atât nu îmi doresc să fac. Mi se pare că e tot ce și care își aminteau episodul cu șoferul. Da, da, da. Cam așa. După aceea am trecut, am început să fac o emisiune de noapte care a devenit o emisiune cult, dacă vrei. De fapt, asta este într-un fel cheia succesului meu, dacă vrei să-l numim așa, e aceea de a fi reușit să atrag în jurul meu oameni de diferite condiții intelectuale, de diferite condiții de vârstă. Cred că am crescut cel puțin două generații de tineri, care acum sper că mai sunt în țară, deși cred că nu. Oameni care s-au destupat, s-au deschis. Pentru că, deși, să spunem, dădeam cam mult jazz noaptea, foloseam o muzică nepotrivită, să-i spun, nepopulară, de foarte multe ori. Foloseam cuvintele acelea, vorbeam despre cărți, vorbeam despre tot felul de lucruri, despre absolut orice. Dar îi ajutam, le închideam telefoanele, făceam mișto de ei, le spuneam lucruri neplăcute câteodată, dar niciodată n-am fost părtaș la gesturi de violență. Ce reveneau. Asta nu era o mitocănie, să-i închizi telefonul? Nu, îl închideam cu un anumit sens. Îi băgam și o replică, era bine. Pentru că eu am văzut lucruri de astea la radio, da. Am văzut, am ascultat, nu dau numele, dar mi s-a părut foarte agresiv și finalmente mârlănește. Nu era acel gen de închizi telefonul. Și apoi era și un joc între superficial și grav, pe care am ajuns să-l practic foarte bine. Sigur, puteam discuta despre Revoluție, de exemplu. Dar am făcut o emisiune despre Revoluție la care eu am plâns. M-a bușit plânsul. Știi? Pe de altă parte, când trebuia să te cam bușească plânsul, reușeam să fac în așa fel încât să ne bușească și râsul. Uh-huh. Și jocul ăsta de lucru fără importanță, care devine foarte grav, și lucru foarte grav care devine ușor și plutitor, am reușit să-l fac vizibil pentru oameni și să-i fac părtaș la niște lucruri pe care în prima instanță le-ar fi respins, fiind prea complicate, fiind străine complet culturilor, stărilor de zi cu zi. Să știi că asta e reușit și înscris. Da, mai greu, dar... Eu am început să te prețuiesc nu ascultându-te, ci citindu-te. Și pe lângă faptul că scrii foarte bine, îmbinarea de serios cu... Nu cu neserios, cu... Cu ușor. Cu ușor, da. Greu, da, și da. Ușor. Greu și ușor. Da. Da. Îți iese foarte bine. Este marca Răzvan Exarhu. Da, e o stare ușor gravitațională, să-i spunem, în care chiar și lucrurile grele plutesc. Da. Iar cele ușoare plutesc și mai bine. Spune, mai ai emisiuni radio? Nu mai am, dar o să am. Eu m-am retras la un moment dat. Când s-a întâmplat asta? În 2000. Atunci s-a terminat cu Pro FM-ul? Atunci am terminat eu cu Pro FM-ul și te-au cu dat radio-ul. Afară? Nu, am plecat pentru că simțeam că mă apropii de o buclă și mi-era teamă de lucrul ăsta. Pe de altă parte, am numărat 7 ani de radio și, fiind și o cifră ușor magică, m-am gândit că poate nu e cazul să insist. Mă apropiam de 30 de ani. Am zis că e cazul să îi dau o șansă tinere generații să se afirme. Sigur că eu știu foarte bine cât de multă valoare are ce am făcut eu în acest context numit Radio în România. Dar dincolo de faptul că am influențat foarte mulți cetățeni care acum vorbesc la radio și
nu inventează, din păcate. Am creat niște epigoni blocați în proiect. Nu. E o artă să știi să te joci cu sunetele și să inventezi în același timp, să te joci total. E un joc pe viață și pe moarte. Ți iese sau nu iese. Dar nu știi, nu ești pe un teren sigur. Nu. Niciodată. Nu, n-ai nicio certitudine. Nu-ți construiește misiunea care urmează pe achizițiile celei care a trecut? Nu, nu. Ca să înțelegi cât de complicat era și cât de totală era implicarea mea, să zicem o temă, emisiunile mele aveau o temă. De cele mai multe ori nu o cerceteam înainte. Veneam la radio și chiar și după ce începeam emisiunea, mă gândeam, puneam muzică și mă gândeam oare despre ce vorbesc în seara asta. Și se întâmpla. Uneori știam, cu un minut înainte să înceapă emisiunea, alteori știam cu 10 minute după ce am început emisiunea despre ce o să vorbesc. Era plus că se creau și scenarii complet aberante. O să-ți povestesc una foarte bună. Dar într-o seară, de exemplu, m-am apucat să fac o emisiune despre, de fapt, despre lipsa de comunicare și despre nevoia de a traduce ceea ce spui, de a traduce pentru interlocutorul tău niște sensuri care al minter sunt clare. E vorba de un mesaj care este distinct, bine conturat, în cuvinte, în sens și care totuși nu ajunge, nu răzbate. De ce nu răzbate? Avem nevoie de traduceri ca să ne înțelegem unii cu alții? Pentru ce? Și atunci am luat un tip din ProTV, care era ungur, și l-am rugat să își ia o carte și să citească din cartea ungurească, în timp ce eu vorbesc, pe sub mine. S-a auzea destul de bine. Citea în maghiară sau? Da, citea în maghiară. Au sunat unii și au spus că e un tâmpit, că nu știe bine ungurește și că pronunță prost. Și era și o carte, cred, de un autor rus de prin anii 50, n-avea nicio legătură, absolut nicio legătură. Doar că procedeul acesta al traducerii simultane, dacă vrei, și fără sens, complet aberant, a fost înregistrat, după care în a doua seară am folosit ca fundal pentru ceea ce făceam eu prima emisiune. Eu mă auzeam de două ori, deja mă zăpăcisem complet. Am folosit alt traducător, nu mai știu ce a făcut al doilea. Unii s-au enervat că l-am pus pe unul să vorbească în ungurește. De ce tocmai în ungurește? De ce tocmai în ungurește? Puteam alege altă limbă, liniștit. Cum ar fi bulgara? Da, să zicem. După aceea, în a treia seară, am folosit înregistrarea suprapunerii celor două emisiuni. Deci mă auzeam de trei ori. Ăsta a fost un experiment care m-a înfiorat în a patra seară, când nu mai înțelegeam nimic. Era. Dar ascultătorii erau cu tine? Da, da, da. Asta mi se pare extraordinar. Dar genul ăsta de experiment și multe alte lucruri pe care le făceam și care erau improvizate, nimeni nu înțelegea. Eu la început nu stăteam la mixer, nu știam să fac asta. Dar pentru că am simțit nevoia să fac niște lucruri pe care cel cu care lucram nu simțea să le facă. Nu era în locul meu. Hai. N-ar fi pus replica aceea, n-ar fi dat drumul la nu știu ce fundal. Nu s-ar fi jucat atât de tare. Am început eu să fac lucrurile astea. Și mi-e așa. Stăteam cu mâna pe un mouse, un calculator cu toate sunetele mele, mini-discuri, CD-uri și așa mai departe. Era un dezmăț acolo de sunete. Deam drumul la toate căile de sunet și mă jucam cu ele. Aveam chiar momente în care mixam muzică, sunete, procesul lui Ceaușescu, popi sfințind sediul SRI. Aveam o mulțime de lucruri din astea, râgâituri. Era un peisaj sonor îngrozitor de agitat. Dar jocul ăsta cu suprafețele de sunet crea e cel mai puternic lucru. E îngrozitor de impresionant. Poți să-i faci pe oameni fie să râdă de să moară, fie să plângă. Eu însumi eram victima mea câteodată. Stăteam de vorbă cu un prieten, era un prieten în radio, care era muzician și mare amator de jazz. Și am venit cu 10 minute înainte de emisiune, am văzut o știre pe spatele unui ziar. Încă se vor deschide dosarele preoților, dosarele de securitate ale preoților. Cu tipul ăsta eu mă jucam foarte mult, ne distram bine împreună, improvizam foarte mult, era un vorbitor, are un geniu al oralității și i-am zis, tu ești
preot securist în seara asta. Cu mare plăcere. Și am intrat în emisiune și am spus că în premieră am adus un preot care vrea să-și mărturisească păcatul de a fi colaborat cu securitatea. Și a început un dezmăț de orori și băgase toată familia în pușcărie. Avea frigider în altar, enoriașe. Ce să spun? Erau niște mărturisiri îngrozitoare, incredibile. Stând în aceeași cabinuță, muream de râs. Când auzeam ce poate tu să... Tu știai, dar ce făceau ascultătorii? Asta e ideea, că erau niște momente în care crăpam de râs și atunci se creau niște tăceri, pentru că ne băgam sub masă să nu se audă râsetele. Asta crea însă o tensiune de tip jurnalistic, fie pe din care reieșea, fie că eu am fost pus în dificultate de mărturisirea lui, fie că el a fost pus în dificultate de o întrebare de-a mea. Eu jucam rolul unui jurnalist aspru, care pune întrebări dificile și care îl face să mărturisească lucruri foarte grave, nemărturisibile. Da. Ori, partea asta în care noi râdeam a creat credibilitate. Am fost sunat imediat după emisiune de prieten de-al meu, nu, domnul care are fotocabinetul. De Eugen Ciocan. De Eugen Ciocan, care făcea filme și a spus: unde l-ai găsit? Vreau să fac un film cu el. Păi, o glumă. Mulți oameni nu, nici măcar n-au vrut să mă creadă că este o glumă. A fost real. Biroul Patriarhiei n-a sunat? Nu. Nu. Dar au crezut. Și, bineînțeles, era posibil. De fapt, aici e problema, că era posibil. Orice e posibil. În ciuda faptului că era o acumulare destul de suprarealistă de orori. Evident, ca și la Mistreți. Da. La fel ca la Mistreți. Asta cum? Ce înseamnă asta, Răzvan? Înseamnă că orizontul de așteptare al oamenilor este foarte vast. Oamenii pot crede orice. Îi poți convinge de multe lucruri. De foarte multe lucruri. Ai primit telefoane de la oameni indignați? Da, care sigur. S-au simțit jigniți de emisiunea ta? Da, foarte multe. Foarte multe. De exemplu, am reușit un lucru senzațional. Nu știu dacă îți mai aduce aminte, a fost o grevă a revoluționarilor. La un moment dat, Dan Iosif, împreună cu niște revoluționari, protestau, au făcut greva foame sau cam așa ceva. Și am făcut o emisiune în direct cu unul dintre revoluționari. S-au schimbat mai mulți, de fapt, pentru că ei voiau să mă convingă și unul n-a reușit, al doilea n-a reușit, al treilea n-a reușit. Dar am reușit să enervez eu foarte tare, astfel încât iarăși am creat o problemă. Dan Iosif a spus că nu mai dă niciun interviu la Pro FM, pentru că la Pro TV, cu atât mai puțin la Pro FM, în cauza unui puști obraznic, unul Răzvan de la Pro FM, care l-a enervat îngrozitor. Să zicem, am avut și succese. Da, face parte din audiență. Da. Și în 2000 n-ai vrut să închizi, să continui. Da, în 2000 n-am vrut să mai continui și mi-am văzut de alte lucruri. Învățat despre comunicare. Care? Ce ai făcut în continuare? Am făcut ceea ce se numește comunicare. Am pus pe picioare o companie de comunicare care a început să facă relații publice la început, apoi am făcut și publicitate și cu asta mă ocup în continuare. Cum adică? Ai ajuns un om în business acum? Da, cam așa ceva. Da. Da, și îți merge și chestia asta? Da, merge, da. Da, e bine. Și e bine pentru că am învățat eu foarte multe lucruri. Tot așa, te-ai apucat de lucrul ăsta fără să știi? Da, eu mai puțin, da. Dar am în mine. Sunt un bun comunicator, în ciuda reticenței mele, să spunem, inițiale. Da, ești, asta se simte imediat. Dar reușesc să umanizez niște proiecte inumane, practic. Eu am făcut o glumă prin 94, poate, într-o dimineață, pentru care, din nou, era să fiu dat afară și am spus... Stai puțin, cine se seziza? Cine de multă lume. Am spus că i-am atenționat pe conducătorii auto și l-am spus că pericolul pândește de sub caschetă. Asta l-a enervat pe domnul Virgil Vochină, care a spus că o să vină personal să mă calce în picioare. Cine este Virgil Vochină? Virgil Vochină este realizatorul, nu știu dacă mai face, făcea o emisiune la TVR, care se termina: unde vă grăbeați, domnule conducător auto? Asta, comentând un accident grav de circulație. Grozav. Și
toate radiourile au o relație de tipul ăsta cu poliția, li se furnizează niște informații legate de trafic, radare, ceață, accidente, găinării. E, din cauza acestei replici, contractul nostru cu poliția s-a încheiat. Domnul Virgil Vochină s-a supărat pe mine și iată urmările. Într-o, iarăși, e fascinant ce se întâmplă. Într-o seară, eu nu eram încă conducător auto pe atunci, îmi ducea soția mea și ne pognise unul cu ceva timp în urmă, dar nu ne jenase chestia asta și umblam cu mașina lovită. Și ne-a oprit un polițist, actele în complet în regulă, probleme mari, a doua zi se scumpeau amenziile și omul i-a explicat soției mele că e mult mai bine să plătească astăzi o amendă în loc să o plătească a doua zi când ea va fi dublă. Și văzând că se prelungește discuția, am ieșit și eu din mașină. Și el tocmai explica acest avantaj extraordinar și mi-a zis, nu e așa, Răzvane? Și am zis, așa o fi. Ce cam făceai mișto de polițiști la radio. Erau glume, nu aveam nimic cu polițiști. Păi lasă că mi-aduc și eu acum aminte cum ai spus tu că pericolul pândește de sub caschet. Asta era în anul 2000. Formidabil. Și după aceea a urmat iarăși un episod uluitor. M-a întrebat ce muzică avem noi pe la radio. Na, vorbești cu un polițist, nu? Polițiștii știm cu toții cum sunt tratați. Da, muzică, na, ce să îi spun eu, ce muzică. Dar ceva mai serios, nu prostii din astea comerciale aveți? Pink Floyd aveți? M-am uitat, m-a pocnit râsul, așa, ușor. Zice, da, zic, avem ultimul album Pink Floyd. Nu, mă, nu de astea comerciale. Mă interesează lucrurile vechi, bune. Am primele albume Pink Floyd. Formidabil. Am înnebunit. I-am zis, da, bine, uite, o să fac copiez un album. Și zice, dar știi ce n-am mai ascultat eu de mult? Și aici m-a pocnit râsul în avans. Zic, ce? King Crimson. Nu se poate. Când am auzit de King Crimson, am râs mult timp. Nu mi-a venit să cred. Și el a zis, dar de ce râzi? Sunt și eu tânăr, avea 30 și ceva de ani, omul. Sunt și eu tânăr, am ascultat și eu muzică. Ce? Chiar credeți că toți sunt niște tâmpiți? Asta e cu totul remarcabil. Asta este progresul de democratizare. Da. Nu știu cum, cu adevărat remarcabil și cuantificabil. Pentru că înainte cred că erau majoritatea cretini. Dar contactele pe care le-am avut cu polițiști în calitate de șofer, de când conduc, nu mi-au scos în cale, dar insist, nici un polițist cretin. Se întâmplă. Asta e cu totul remarcabil. Se întâmplă lucruri deosebite. Din nou, mă știu, la două zile după ce mi-am luat carnetul, am trecut cu nonșalanță pe roșu și, firește, un polițist, s-ar putea să fi fost același. Nu cred că sunt doi. Care? Ce-a făcut? Care m-a oprit, mi-a explicat cât e de grav, trebuia să-mi ia și carnetul și talonul și totuși aveam niște circumstanțe, să-i spunem, ușor atenuante. Doar ușor. Și m-a întrebat cum stăm cu muzica și mi-a zis, făcea mișto de mine. Și dădeai muzică așa cam comercială la radio. Eu, comercială? Păi m-am dat seama că glumea omul. Și m-a întrebat dacă nu pot să-i fac rost de Rick Wakeman, clăparul de la Yes, care a scos niște albume. Ce îi plăcea din Journey to the Center of the Earth. Da. Ce să, iar m-a pocnit râsul. I-am dus omului, a fost foarte mulțumit. Unul dintre discurile pe care Cornel Chiriac a mai apucat să le prezinte la Europa, da, Liberă. Da. Deci cam așa stau lucrurile. Publicul ascultător are un profil psihologic și intelectual și moral foarte diferit de așteptările noastre minimalizante. Da, numai că el trebuie stimulat într-un anumit sens. Păi, eu așa mi-explic că suprarealismul total al emisiunilor tale a putut place. Da. Pentru că actul de comunicare cum se face, Răzvan? Se face pe orizontal întotdeauna. Ori asta presupune, da, următorul lucru, că amândoi interlocutorii trebuie să se sforțeze să ajungă la orizontala comunicării. Da, să se vadă. Pentru că orizontala asta se fixează în funcție de oameni. Da.
Adică nu e o chestie ca de tobogan, în care omul cult și barosan se înclină condescendent spre omul pe care da. Zice, da, uite, acum vorbesc ca tine, cum hai fac adulții cu copiii, știi? Da, da, din păcate, starea actuală, să spunem, a comunicării, să luăm radioul, este unidirecțională. Este de tipul, noi vorbim, voi ne ascultați și nu mărâiți. Noi vă spunem lucrurile pe care vreți să le auziți. Noi știm. Punct. Știm ce vreți. Știm că sunteți niște tâmpiți, dar vă spunem că sunteți simpatici totuși. Avem mărinimia asta. Păi ori, da. Această stare, firește că nu creează răspuns. Nu, nici măcar nu are nevoie de un răspuns. Vorbești cu un om, cum se întâmplă de multe ori, să vorbești cu un om și să te dai seama că el nu te ascultă. Își recită placa din cap. Îți spune niște lucruri fără nicio legătură cu ce spui tu. Nu intră în dialog. Și odată, dacă pe oameni îi obișnuiești să intre în dialog, să practice un dialog de bună calitate, să comunice, să nu se înjure direct, să aștepte puțin, să aibă puțină răbdare, să ajungă și acolo. Dar dacă nici măcar nu-i crești în spiritul acestui tip de comunicare, care cred că salvează vieți până la urmă, într-un fel sau altul, dacă îi aduci pe oameni în starea de a nu lovi întâi, de a nu se repezi în gâtul tău, de a se vedea și de a discuta înainte, cumva. Cum o să faci radioul pe care îl lansează Casa Avencu? E, aici și aici. Într-un fel sau altul vreau să extind la nivel de brand, dacă vrei, de marcă, aceste învățăminte pe care le-am dedus eu din ce mi s-a întâmplat la radio. Și anume că radioul nu este o mașină, nu este un robot, așa cum a ajuns. Așa cum există, nu știu, în lume, există și tipul acesta de radio. Care se dă muzică, spune ce a mai făcut, nu știu ce vedete și cam atât. Dar, firește, există oameni care vor să asculte asta. Dar oamenii care ascultă asta pot asculta și altceva. Ori alternativa în România nu există în acest moment. Și nu vorbim de discuții foarte profunde. La niciun radio nu există alternativa nu, asta? Nu, sunt mici încercări, dar din nou sunt fără profunzime, fără comunicare până la urmă. Ori ceea ce se întâmplă acum la radio și în general la televiziune este o relație de forță, este o relație în care cineva vorbește, cineva ascultă. Cel care vorbește nu este deloc interesat de ceea ce ar vrea, ar putea să asculte, teoretic, nu formează nimic, nu formează un interlocutor, de altfel, nu-l cultivă niciun fel, ci îi dau fie peste ceafă, fie cu lingurița și cam asta e tot. Ori, extinzând acest tip de comunicare la nivelul unui radio, lucru care s-a mai întâmplat, să spunem, la Pro FM, pe vremea aceea era mult, se inventa mult, oamenii își căutau stilul, se jucau foarte mult. Era și o perioadă de glorie a radioului în care mașina, robotul nu apucase să, era făcut bucăți, abia la asamblau. Da. Și atunci, sigur, puteai să încerci foarte multe lucruri. Nu se măsura foarte bine, nici acum nu se măsoară foarte bine audiențele. Nu e ca la televizor, nu știi foarte bine ce ți se întâmplă. Dar starea aceea era transforma radioul într-un companion de toată ziua. Era un lucru pe care îl iubeai, pe care îl porți cu tine, oriunde. Era un atașament și o empatie la mijloc. Erau întotdeauna legate. Ascult acest post de radio toată ziua, pentru că toată ziua mi se întâmplă să aud ceva. Toată ziua mi se oferă ceva. Nu sunt momente moarte. Lipsa de conținut ucide radioul. Și îl transformă în ceva, într-un lucru care bâzie undeva, în colț. Ori eu, în primul rând, vreau să reabilitez radioul, de fapt, ca formă de comunicare. Cea mai vie, cea mai puternică, cea mai emoționantă, radioul este. Oamenii în România nu sunt educați să asculte radio, așa cum nu sunt educați să comunice. N-au fost, cine să-i învețe? Dar știi că există ascultători de radio? Știu. Ion Vianu este un ascultător de radio. Știu că există ascultători de radio. Și există oameni care ascultă radio. Părintele Scrima era un ascultător de radio, avea un foarte sofisticat aparat Sony cu care prindea frecvențele din toată lumea și
Era un ascultător de radio. E un mediu minunat și e foarte bine să-i redai prestigiul, de fapt, pe care l-a pierdut. Oamenii sunt fascinați acum de televizor. Și pentru că nu au ce face în fața radioului. Eu vreau să vin cu un plus de conținut și cu un plus de comunicare, de fapt. Cum faci asta? O să mă transform într-un fel de antrenor pentru cei care au să lucreze la radio și am să-i ajut să-și găsească asta singuri stilul. Da, trebuie să-i stimulez să fie original, ceea ce e aproape o sarcină imposibilă. În acest post de radio vor exista oameni foarte diferiți. Eu, de exemplu, sunt foarte diferit față de Mihai Dobrovolski, de exemplu, care a lucrat la Pro FM până acum și vine la noi. Practic, e o distanță mare, nu de neparcurs, dar este o distanță mare, mai ales în stil. Dar eu pot să-l ajut pe el, pentru că am trecut prin ce trece el, și pot să-l ajut să redevină un inventator, lucru pe care în alte părți nu mai putea face. Există locuri în care ești ucis, ești spălat pe creier, ești anihilat în urgența vieții tale, în urgența mesajelor pe care le porți cu tine. Ele sunt amputate, ca cum face ciomul. Da. Taie virilitatea spiritului și ești ucis. Nu, nici măcar nu-ți mai dai seama că nu mai poți produce, că nu mai poți vorbi. Ești învelit, ești tras în vid. Asta nu s-a întâmplat cu toate televiziunile? Ba da. Eu țin minte cum era ProTV-ul la început, avea o forță a vitalității care a devenit carcasă. Da. E ceva aproape îngrozitor. Peste tot vezi poleieli de carcasă. Sigur, pentru că unii știu că asta vor oamenii. Dar teoria noastră era că nu asta vor oamenii. Nu, oamenii vor și asta, să știi. Sunt și oameni care vor asta și destul de mulți, îngrozitor de mulți de altfel. Dar și pe aceia îi poți câștiga alături de tine și poți face să asculte și altceva, de fapt. Nu trebuie, n-ai cum să-i treci în altă tabără. Ei există. Numai că dacă tot, de exemplu, dacă tot fac pasul acesta destul de greu de făcut, e dificil, e un risc foarte mare. Sigur. Mie mi se pare că primul lucru pe care trebuie să-l fac este să îi readuc pe oameni lângă radio. Să-i fac să asculte radio alminter decât ca un accesoriu. Ca pe un accesoriu pe care îl au în mașină, acasă sau la birou, și să fie atenți, să-i stimulezi tot timpul. Și asta, cred că în timp, va genera o creștere a pieței de radio. Vreau să-i readuc la radio pe cei care l-au părăsit. Mulți nu mai ascultă. Dispariția emisiunii mele de la Pro FM, să știi că a creat o retragere. Mulți oameni au început să nu mai asculte radio. Și din cauza asta, nu știu, și se întâmplă și cu Cațavencu s-a întâmplat la un moment dat. Unde au început să nu mai citească Cațavencu. Ori vreau să-i aduc înapoi și vreau să-i învăț și pe cei care n-au apucat vremuri mai bune cum se face radio. De ce este important să asculți radio și de ce e bine pentru oameni tineri care nu, cărora le este interzisă evoluția, de ce este posibil pentru ei să evolueze într-un loc. Vreau să adun talente, să creez oameni de radio, o școală de radio până la urmă. Școală informală. E o peripatetizare, dacă vrei. Mă bucur foarte mult că emisiunea se închide acum, exact pe imaginea pe care am deschis-o și care a fost pur spontană, aceea că vrei să înveți pe oameni să-și creeze ei un loc care este al originalității și al persoanei lor. Da. Nu vreau să... N-am nimic de impus. Asta e minunat. Eu am văzut lucrurile astea, am văzut ideile. Sunt acolo. Și le certific. Lucrurile astea există, nu sunt o invenție. Răzvan, îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc.